seara și vă mulțumesc că ați venit la o expoziție pe care de data asta am făcut-o, să spun așa, de la cap la coadă. Adică ce este înăuntru e făcut de mine, nu este făcut de altcineva. De data asta, un eveniment, să spun, neplăcut, o contramandare de expoziție, a făcut să ducă la un eveniment plăcut, o expoziție de fotografie. De ce fotografie? Pentru că asta îmi place să fac. Asta fac. Pe foarte mulți poate că îi deranjez, de că mă văd cu aparatul și... bine, și cu telefon. Bănuiesc că și voi faceți fotografii cu telefonul destule și pe peste tot. Cel puțin văd aici, nu văd. Știam că sunt. Profesorii de geografie, cu care avem o colaborare la muzeu de 5 ani. Art geografica, care a evoluat de la fotografie, să spunem, obișnuită cu un aparat clasic, la fotografie cu telefonul și manipulare a imaginilor fotografice. Adică, încetul cu încetul, lumea se adaptează și folosește ustensilele din vătare. De ce fac fotografie? Că bănuiesc că ar fi o întrebare pe care mi-ați adresat-o. Pentru că îmi place ceea ce văd de foarte multe ori și ceea ce văd este vorba de lumină, în principal. Cum pică lumina ori pe fața cuiva, ori pe spatele cuiva, ori în ochii unui animal, ori prin frunzele unei plante. Lucru pe care o să-l vedeți în sală, în spatele meu. Asta mă așez, da? Trebuie să orientați și camera să nu pierdeți unii. Am început cu un aparat foto când eram elev. Era aparatul mamei mele, un Smena 8. Am trecut la propriul meu aparat de fotografiat, un aparat pe filmat Jupiter 2, o cutiuță pătrățică așa foarte frumoasă. Am continuat pe urmă cu un aparat practica, o bijuterie. Am intrat și în epoca digitală și am început pe un Panasonic, care se rupea undeva la jumătate, așa, era foarte simpatic. Am trecut prin stadiul de săpuniere fotografice, gen PowerShot, CyberShot și nu știu ce altfel de shot militare, așa de spus săpuniere. Am încercat și cu telefoanele din dotare, atunci când au început să fie dotate cu camere foto, cu cât aveau ele acolo, 0, megapixel. Dar vă spun că lumina e la fel de frumoasă și la 0,3 megapixel și la 25 de megapixel. Iar acum am avut norocul să fiu cadorizit cu un telefon care este foarte bun la capitolul fotografiei și am renunțat la ceea ce se cheamă DSLR. Trecând la DSLR, deci am sărit. Am lucrat cu Canon, în special, 350, 400, 600. Din gama, să spunem așa, low entry, profesional. Să nu vă închipuiți că mă dau un profesionist. Sunt un amator și un îndrăgostit de lumină și atât. Este cu noi. Ce-am? Mai profesionist decât noi. Există profesionist între amatori? Zice. Nu. Vorba de o pasiune. Dacă îți place ceea ce faci, încerci să îi faci și pe alții să guste plăcerea ta. Și cred că asta am încercat, cel puțin de când m-am înscris pe Facebook, să-l folosesc ca o expoziție ambulantă și permanentă.
Cred că acum nici eu n-aș avea răbdare să stau să mă uit în toate fotografiile pe care le-am pus acolo. Pentru că a fost așa un soi de gazetă de perete, cum mai făceam o fotografie și mi se părea ceva, puneam acolo. Mergeam într-o deplasare sau ceva, altul puneam acolo. Și în felul ăsta s-au strâns. Întrebați-mă. Întrebați-mă că... Nu mai am. Cel mai frumos compliment pe care l-ai primit pentru o fotografie? Cel mai frumos compliment? Păi cred că... Wow! E cel mai frumos compliment. Pentru că este cel mai scurt, cel mai rapid, cel mai din suflet. Am nebus acolo. Și. Și obiect. Lumini sau umbre? Și lumini, și umbre, și reflex. Teme preferate? Lumina. Cum reacționezi atunci când îți vezi fotografiile folosite de altcineva fără permisiunea? Am reacționat diferit. În diferite situații. Pentru că legea o învață și cel care produce și cel care fură. Am pus-o pe seama neștiinței și a unei greșeli. Și am trecut mai departe. Am făcut datoria și am anunțat. Nu am trecut la faza justiției. Un caz, pe exemplu, cineva a furat un lucru făcut de mine, a câștigat foarte mulți bani pentru o instituție în speță Consiliul Județean, dar am judecat situația în altfel. Consiliul Județean era beneficiarul unor fonduri europene. Dacă eu aș fi dat în judecată Consiliul Județean, pentru că acolo el era beneficiarul final, Consiliul Județean ajungea la un moment dat să nu mai beneficieze de fonduri europene, pentru că fusese trecut într-un proces cu drepturi de autor. Și atunci am acționat pe altă cale. M-am îndreptat către cei care au acordat fondurile și le-am prezentat dovezile și le-am spus în felul următor. Prindeți în documentele pe care le solicitați la finanțare, un document în plus legat de declarația pe proprie răspundere și cu dovadă că el este autorul fotografiei. Pentru că aș fi intrat în proces, câștigam banii, să spunem, fără niciun fel de problemă, dar era pe termen lung Consiliul Județean facultat la drept. Adică sunt situații și situații. Și a fost prinsă de treaba asta, sper să se respecte. E ca orice regulament. Ați folosit și drone? Nu. Nu. Fotografiile pe care le vedeți pe pagina mea și nu știu dacă am și în expoziție, ba da, sunt făcute din interiorul avionului care stropește cu substanțe împotriva țânțarilor. Un AD-2 ăsta de fâlfâie, așa la ripire când zbor cu el, și din elicopter. Din ce dădeau cu substanțe sau? Chiar dădeau cu substanțe, asta pot să vă spun. Eu am fost martor când se puneau substanțele în bazin, se punea apa, se făceau fotografii pentru dovadă, nu scotea nimeni substanța din apă pe urmă asta. Oricum, nu mi-i vreau să fotografii. Acum nu știu dacă erau ce țânțare acolo când se stropea, dar... Modul de prezentare a fotografiilor este destul de tematic, o stare de fi. Nu, tematica este, așa cum am spus, lumina care își lasă amprenta pe orice. Sunt culoare, umbre.
un interval de timp pe care îl prinde galeria de prezentată. Ah, cea mai vechi și cea mai proaspătă fotografie? Cred că 4 ani maxim este cea mai veche fotografie. Da, da, pentru că de ceva timp tot îmi pregăteam în fundal o expoziție și nu găseam întotdeauna timp să o fac. Evenimentul ăsta de acum m-a forțat într-un fel să o și fac. Și pe măsură ce tot strângeam fotografii pentru expoziție, eliminam alte. Așa că, să zic așa, am avut pe stoc. Thank you.